sunt căsătorită de ceva timp și am doi băieți. Ca fiecare părinte își dorește poate și o fetiță, dar lucrul acesta nu s-a întâmplat. Am citit din cărți și am aflat că Sfânta Teodora ajută mamele în acest sens. Am început să citesc acatist, m-am rugat și minunea s-a întâmplat. Dar când am rămas însărcinată și chiar din prima lună doctorii mi-au zis că să fac întrerupere de sarcină, înainte având încă două cezariene și considerau că a treia este riscantă, dar nu am făcut întrerupere de sarcină. Într-o duminică am mers la Sihla, m-am închinat la Sfânta Teodora și am promis că dacă va fi fetiță, îi pune numele Teodora, iar dacă va fi băiat, am să-i pun numele Teodor. Până la urmă, sarcina a decurs normal. Am născut un băiețel, dar am simțit prezența Sfintei în sala de operație, când nu știu ce s-a întâmplat acolo, am fost conștientă, dar pierdeam foarte mult sânge, doctorii se agitau și am simțit o prezență în care îmi spunea că stai liniștită, că până la urmă va fi bine.